Ceea ce mă surprinde și pe mine, exact ca pe ea, eram absolut convinsă că este o rubrică de la începutul revistei. Nu. Exact, noi le-am citit din 93, probabil că erau diseminate aici colo. Tot ca ea, pot să spun că recunosc vocea distinctă a fiecăruia dintre voi. N-am să-i pomenesc pe toți, dar câțiva țin să menționez. Radu Cosașu, într-adevăr, care avea ca tematică filme, Stan și Bran, fotbal, sport în general și întotdeauna le-a abordat dintr-un unghi foarte special. Prietenul nostru regretat, Alex Leo Șerban, pot să spun că acoperea absolut totul, era ca un Ariel, ca un personaj proteic, dar distinct față de ceilalți, avea enervările. Îl enervau mitocanii, prostia, incultura. Da. De Dan Stanciu, ce să spun, cred că are vocea cea mai distinctă dintre toate vocile de la cu ochii în 3 și 14, pentru că el urmărește viața cuvintelor sau dă viață cuvintelor și este incredibil ce poate să observe în expresiile, fie că e vorba de firme, fie că e vorba de cuvinte întâmplătoare auzite la metrou, fie că eu mi-am notat aici și niște pagini, poate la sfârșit, dacă mai e timp și apucăm fiecare să citim câteva din aceste. Sunt lucruri absolut năucitoare pe lângă care trecem în fiecare clipă și nu le observăm. Dan le scoate frânturi de dialog, cum spuneam, nepotriviri de tot soiul, care devin de un comic și de o literatură, până la urmă, incredibilă. Marius Chivu, cu detaliile lui extraordinare despre căluții de mare, despre tot felul de plante și animale, cred că ar fi fost un bun entomolog în altă perioadă. Mircea Vasilescu, cu chestiunile europene, educative, sociale, civice, să zicem, de editare. În fine, fiecare dintre, le cer iertare celorlalți că nu-i pomenesc pe fiecare în parte, dar absolut toți redactorii Dilemei, de unii dintre ei aproape că uitasem, sunt trecuți toți la sfârșitul cărții, toți au o voce distinctă, exact cum spune și autoarea acestui volum. Și ce au comun aceste lucruri, care, apropo, Radu, ar fi putut fi în colecția ta Râsul Lumii, chiar m-am gândit la asta, au deci acest râs, dar acest râs serios, acest râs care te face să plângi, dar te face și să râzi. Cartea este savuroasă, nu știam, am citit-o așa pe sărite, din păcate, n-am apucat să o citesc chiar pagină cu pagină, dar mi-o rezerv pentru când voi avea mai mult timp. Și dacă voi avea timp, dacă mai avem timp la sfârșit, o să vă citesc câteva dintre notațiile de aici. Felicitări pentru idee, felicitări pentru partea grafică lui Dan Stanciu, care nu numai că e autor al unor fragmentele, dar este și cel care a asigurat o carte ochioasă și ochiadele din carte, minunat, mare noroc pe Dilema că l-a avut de la început și până la sfârșit. Și încă o dată mă simt solidară cu Dilema veche și
a fost rubrica la care am regretat că nu pot să particip. M-am simțit chiar frustrată de multe ori. Pe când pentru voi, ceilalți care ați contribuit la ea, cred că a fost terapeutică de-a dreptul. Îi dau cuvântul lui Mircea Vasinescu? Da. Mulțumesc. Radu spunea mai devreme că s-a temut să pună a patra întrebare la care răspunsul ar fi fost Dan Stanciu. O pun eu acum. Cine își amintește cel mai bine ce s-a întâmplat în redacție, cine, ce a zis, când a zis și altele? Dan Stanciu. Drept pentru care eu o să spun acum povestea, nu, nașterea acestei rubrici și Dan Stanciu să mă corecteze dacă greșesc ceva. Pentru că mai e și a cincea întrebare. Cine corectează în redacția Dilema? Dan Stanciu. Cine corectează tot ceea ce alții n-au putut corecta. Rubrica asta a apărut ca orice mare descoperire dintr-o întâmplare și dintr-o lipsă. Păstrând proporțiile, Cristofor Columb căuta Indiile și a găsit America. La Dilema trebuia să apară la un moment dat un reportaj pe teme sociale pe o pagină și reportajul n-a venit. Și aveam o pagină goală. În ultimul moment, înainte de a trimite revista la tipar. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, doamna Boiangiu a făcut această propunere cu aerul ei, cum să spun, liniștit, calm și cu haz, mai ales în situații de-astea când toată lumea dădea din numeri ce facem, cu ce umplem pagina în decurs de o oră, două. Și a spus, bine, dacă e pe teme sociale, ne așezăm și scriem fiecare 3-4 rânduri, 5 rânduri pe teme sociale. Păi cum adică, a întrebat cineva, ce să scriem acum, să umplem o pagină? Păi nu, 5 rânduri acolo, ce ai văzut într-o leicuz, ce păstrat, asta e. Să mai întâmplă în gazetărie și chestii de-astea. Păi nu, dar nu putem, în fine, proteste, comentăm, nu o să iasă nimic, ce e asta, improvizația asta, cum o să facem noi așa ceva. Am făcut că n-am avut încotro și s-au adunat acolo, s-au umplut o pagină. Nimeni nu s-a gândit atunci că din acea situație de criză, cum se spune acum, și din, cum se zice asta, gestionarea crizei, va ieși o carte la editura Humanitas, care, după părerea mea, e cartea tranziției, istoria tranziției. Asta ar trebui să fie singura carte cu care să plecați de aici, de la târg, dacă vreți într-adevăr să înțelegeți ce ni s-a întâmplat din 1998 încoace. Cam așa a fost apariția rubricii, cum spuneam, dintr-o întâmplare. Și ca să umplem un gol. De-abia de aici încolo a început să ne placă, pentru că a devenit, după câteva săptămâni, sportul nostru preferat în redacție, cine, despre ce să scrie. Sigur că asta era, cum bine au observat și Radu și Ioana, era și un fel de a ne regla stilul și scritura și preocupările. Acum când am recitit și eu toate astea care mi-au mai trecut pe sub ochi la vremea lor, mi-am dat seama că din înșiruirea asta de textulețe scurte putem afla tot felul de lucruri interesante despre oamenii din redacție. De pildă că Marius Chifu, pe care îl considerați critic literar, citește cu asiduitate nu numai reviste de rock, dar și reviste de știință. El are foarte multe texte cu molecule, descoperiri științifice, căluți de mare, specii pe cale de dispariție și așa mai departe. Putem afla, dar trebuie să avem răbdare să numărăm, de câte ori a fost iar Mira Popovici la cumpătul. Și când? Deci lumea se plânge că Facebook, Google și alți monștri ne fură datele personale și ne urmăresc pe unde ne aflăm cu telefonul mobil și cu... Nu! Unii scriu singuri unde se află și când, fără să-i întrebe nimeni. Mă rog, și mai putem afla și altele, de ce și o bună sursă de dezvăluiri senzaționale despre revista Dilema și redactorii săi. Ce aș mai adăuga despre această rubrică e că, bineînțeles, cireașa de pe tort a reprezentat o intervenție salutară, nu? Așa se spune, a lui Dan Stanciu, pentru că textele astea puse unul după altul n-aveau sare, piper și logică. Le-a rezolvat Dan Stanciu cu sare, cu piper,
și cu logica poetico-suprarealistă și cu un pic de hazard, bine controlat, a acestor titluri pe care numai el știe cum le face și cum le pune. De asta a devenit după aia întrebarea principală a multora. Dom'le, cine vă pune titlurile alea? Ce le puneți așa la întâmplare? Na, e mai complicat. Bun, și ca să nu vă mai țin mai prea mult din lectură, vreau să spun că asta cu titlurile a devenit și, cum să zic, așteptarea mea principală de la o vreme încoace, și anume așteptam ca Dan Stanciu să plece în concediu. Când a plecat el în concediu de vreo 2-3 ori, pentru că Alminter nu e un mare amator de concedii, asta e cea mai mare dezvăluire, eu am făcut titlurile, ca să se știe, de vreo 4-5 ori. Ținta mea este să nu se prindă nimeni când am pus eu titlurile și când le-a pus Dan Stanciu. Dacă vă uitați cu atenție, bun, în revistă o să vă dați seama, când sunt mai proaste le-am pus eu și când nu se înțelege nimic din ele. Dar tot mi-a plăcut să mă joc cu chestia asta. În structura cărții, intervenția lui Dan se vede tot așa, în titlurile de capitole, care sunt altfel decât alea din revistă, ca pentru o carte, e o altă potriveală aici, și bineînțeles în aspectul grafic, care mie mi se pare fin, elegant, frumos și numai bun de odihnit ochiul. Și ca să cuplăm lansarea și cu o mică lectură publică, nu? Pentru că tot se plânge toată lumea că în România nu prea au loc lecturi publice, vă citesc și eu la întâmplare 2-3 bucățele din astea. 1. La fiecare ploaie am senzația că bucureștenii folosesc mașinile pe post de umbrele. Ăsta e mai nou. Și unul mai vechi, de pe la începuturi, de a lui Radu Cosașu, despre starea lumii, a națiunilor și a noțiunilor, nimic mai clar săptămâna trecută. FMI-ul a refuzat Republicii Moldova un credit de 35 de milioane de dolari, în timp ce Lazio din Roma l-a cumpărat pe Rivaldo de la Barcelona cu 48 de milioane de dolari. Ăsta este mersul lumii, lectură plăcută. Eu, nefiind un vorbitor, ci mai mult un privitor și un cititor din când în când, n-am să fac decât să vă invit să deschideți ochii larg în 3,14 și să citiți cartea. Și ca supliment îmi îngădui să vă citesc câteva rânduri. Expresivitate, limpezime, concizie, stil sobru și percutant, rafinament, eleganță, strălucire. Toate acestea într-un anunț din evenimentul zilei de vineri, 2 iunie 2006. Angajez măcelar serios.